Până să lucreze la Casa Albă, Aurelia Mitrea a ocupat funcția de consilier superior la Casa Județeană de Pensii Buzău. La ceremonia de învestire, Aurelia Mitrea și-a învins cu greu emoțiile pe parcursul jurământului, dar și a discursului rostit în fața șefilor de instituții deconcentrate. Eu, Mitrea Aurelia, numită în funcția publică de prefect al județului Buzău, prin hotărârea de guvern numărul 459 din 28 iunie 2016, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 62 aliniatul 6 al legii numărul 188 per 1999 privind statutul funcționarilor publici republicată cu modificările și completările ulterioare. Noul prefect a subliniat faptul că își dorește o relație profesională, firească și legală cu toate instituțiile buzoiene. Ea a precizat că este onorată că a fost selectată din lista de candidați pentru această funcție și a mulțumit premierului Dacian Cioloș pentru încrederea ce i-a fost acordată. Mă simt și emoționată, dar onorată și plină de încredere. Asta e cel mai important. Activitatea care mă așteaptă, sunt convinsă că este deosebită. La ceremonie a participat directorul general pentru relațiile cu instituțiile prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Teodor Gheorghe. Aurelia Mitrea este căsătorită, soțul său este preot și are două fete. A studiat la Facultatea de Metalurgie din București și la Universitatea Spiru Haret.